să ridice mâna persoanele care cred că orele de istorie sunt plictisitoare. Adică, sincer. Atunci, mă dezamăgiți. Să știți că nu e nevoie să fie așa, să ne plictisim. Noi ne-am obișnuit să citim din manuale, din cărți, de pe Wikipedia, să citim, să citim, să citim și parcă nu înțelegem ce scrie acolo. Trece prin fața noastră și nu vedem nimic. De aceea echipa noastră a decis că ar fi parcă mai bine să dezvoltăm o cale în care copiii mai ales să învețe istorie într-o metodă foarte interactivă, foarte interesantă și interactivă, așa. Și cred că am descoperit calea cea mai bună. Vă spun sincer, chiar dacă nu pare acum, jocurile în curând or să devină o cale principală de a învăța. Și cea mai bună metodă, vă zic eu sincer. Jocul dezvoltat de noi e un joc single player fantasy, făcut în stilul 2D și l-am creat ca un visual novel în mediul de programare Unity și am folosit limbajul C#, să dăm mai multe detalii. Și povestea principală pe care o urmărim e povestea protagonistului Matt, care alege să intre în lumea mitologică alături de elfi, giganți și alte zeități mai puțin cunoscute și încercăm să oferim o introducere în universul unei civilizații care a cucerit toată jumătatea de nord a Europei și legendele la baza acestei civilizații nu sunt chiar atât de bine cunoscute pe cât considerăm că ar trebui să fie, că sunt destul de interesante. Proiectul nostru este unul amplu și complex și nu am fi reușit să-l punem în practică fără să avem o grafică cu o estetică frumoasă și care să imerseze jucătorul în universul creat de noi. Astfel, am individualizat fiecare personaj, fiecare NPC, fiecare inamic și chiar și playerul. Și fiecare caracter are animații de mers la stânga, dreapta, înainte, înapoi, de moarte, de atac și, și animație de idle. Procesul a fost unul complicat, întrucât... aici este demo-ul. Mai exact, noi am încercat să dezvoltăm un, pe lângă partea de RPG pe care am ilustrat-o prin intermediul graficii, am încercat să dezvoltăm și un visual novel, astfel încât toate deciziile pe care le ia playerul, adică voi, care veți juca, influențează soarta jocului și voi, teoretic, vă creați povestea. În funcție de deciziile pe care le luați, povestea se ramifică în diferite direcții și... acest lucru aduce o parte foarte interesantă. Ce-l face diferit este povestea originală pe care am implementat-o, dezvoltată chiar de membrii echipei și avem, considerăm că e un mod simplu și practic să descoperi lucruri noi. Am adăugat povești din mitologia nordică și legende și poezii un pic mai greluțe. Și au și opțiunea să aleagă la fiecare zeitate să afle câte un lucru interesant despre ea. Utilitate. Este educativ. Se inspiră din mituri reale. Cam tot ce am implementat, este bazat pe mitologia nordică autentică. Și cam atât. Pentru a fi mai exact în legătură cu gameplay-ul, personajul, voi, utilizatorii, aveți opțiunea de a vă selecta ce nume ați dori, ce informații și despre ce zeități ați dori și despre ce zeități ați dori să aflați. Și pe baza deciziilor voastre, povestea are 4 endinguri diferite în funcție de ceea ce veți selecta pe parcursul jocului. Veți interacționa cu elful eteric, care vă va ruga să completați o misiune pentru a putea să progresați în continuare și pe parcursul jocului veți descoperi și elemente despre mitologia nordică. De când am început să lucrăm asupra proiectului, am dezvoltat o prietenie chiar neașteptat de strânsă, pot să zic.
Și chiar în același timp am învățat niște chestii foarte importante pe care trebuie să le ținem, trebuie să ținem cont de ele. Am învățat să lucrăm în echipă mai bine decât înainte, am învățat ce înseamnă să fii responsabil, ce înseamnă să comunici ca să înțeleagă și cealaltă persoană, ca aparent uneori. Dar, în principal, am învățat să respectăm munca celorlalți. Am învățat să respectăm un deadline. Se mai întâmplă, dar contează foarte mult din ce faci când lucrezi asupra unui proiect, ce înveți, ce scoți tu din aceste întâmplări. Aceștia am fost noi, cei 10 fantastici. Mulțumim!